Bună, eu sunt Raluca. Eu sunt Bonus, sunt de Bonus. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Este evident că Alin este un copil mai mult decât problemă. Orfan de tată, el și mama lui locuiesc în apartamentul mătușii lui din București. Familie complicată în care băiatul nu are un statut foarte bine definit. Am dat de lucru! Da. Ce faci tu? Tu să faci caz? Ce să fac eu fac? Tu să-ți faci, tu l-ai spart, nu noi am spart. Asumate dacă nu te-aș învăța te ia mama. Cele două femei suportă zilnic scandalurile provocate de Alin. Acestuia nu-i convine nimic din ceea ce fac mama și mătușa lui, pe care le tratează ca pe niște simple sclave. Greu de intuit încă motivul. Uite-o bună, ți-am zis, eu sunt faci. Încercați vreodată să luați vreo măsură? Da, mă pedepsesc. Ba, dar am zis că până la urmă chiar și la bătaie, zic, dacă eu îl iubesc. De ce? De dacă nu iubesc, am zis chiar de ce? Zic că să scrie. Referitor la ce anume minte, Alina? Păi mi-o minte toate alea de mine ca nu să-ți ia cuvinte. I got broads in Atlanta, just a Dolin in the family, credit cards in the scammers. Ciorbică. Uite, te-ai făcut grăsunea de la stix-uri, de la... De la ce-am vrut eu, da? Să te-aș din gură cât stau eu aici, că eu mă culc. În gură, fac în două. În schimb, mătușa primește atenționări, nici vorbă de mulțumire. Să-i poftă. Data viitoare să nu mai pui prostii de aia de mâncare. Ciorbica era prostie? Da! Dacă mai văd un cior să mă tai eu în el, vă gura pe toți și pe aia, mama grea! Luna să-mi faceți acolo! M-am săturat, Alin, de tine, te rog să mă crezi! Vă pup pe un f***! De ce ai spus să te pup? Da! Ne simțită! Ce tu mă pup pe f***? Ați făcut curat în camera? Am făcut! Da? Hai! Ieși afară? Hai! Dă-i drumul la ușă! Nu închide ușa, că se blochează! Nu închide! Andra devine o victimă colaterală a conflictului. M-a putin ca fi la nebunul de bine? Ai venit la mine! Până sunt fata, vă favor! E nepoțica dumneavoastră? E nepoțica, da? Și e verișoara mea aia proastă. Așa se poartă cu ea de obicei? Eu mă duc la calculator. Nu te duci la niciun calculator! Proastă! Alin! Un pic, Alin. Două secunde! Alin, te rog frumos! Gata! Hai, te rog frumos, ți-l scot din priză! Uite așa! Așa. Să vedem acum dacă te mai uiți tu la calculator. Gata! Toți? Gata! Am crezut că ești puțin mai civilizat. Ca să-mi pară asta și să-mi juc pulbă! E brânză cu roșii? Nu, vreau cartofi prăjiți! De unde să-ți fac cartofi? Așa-i de la cartofi cartofi. Nu, cartofi nu am. Îmi faci cartofi ca așa am. Eu. Nu am, că te lipesc. Fă-mi sandwich. Fă-mi odată! Îți fac. Gura, măi, și gata, măi, chiar și după ce își primește sandwich-urile, Alin găsește ușor motiv să țipe din nou la mama lui. Nici Superneni nu este scutită, însă Raluca are alte metode și îl face pe băiat să reformuleze anumite lucruri. Dă o sandwich pe mama. Și tavă! Dar de ce vrei tavă? E mai regal. Vrei să faci primituri. E mai regal? Păi primituri dacă vreau mai mult și pe jos, acum. Nici tu, măcar, mulțumesc. Șervețel, n-ai? Ți-aduc și șervețel. Mai așa! Nu-ți mai dau mingea? Și nu-ți mai cumpăr nimic de aici încolo, să știi. Trebuie să vii după minge. Asta. Uite, îți promit eu, mâine mergem la strand, dar acum mergem în casă, da? Dar îmi dau mingea, s-o țin eu. Dar ești cu minte, da? Și mâine mergem la strand. Da. Da? Da. Bine. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on... Nu te-am înțeles. N-are nicio vină Andra. Da, Andra nu are nicio vină. De mamă! A venit ea singură? De ce-i faci asta? De ce-i faci asta? Poate asta o să te ajute să te calmezi. Ia, pune, uite, culorile stelei. Ca un fotbalist atât. Da, dar eu am zis de 1000 de ori și clar. Okay, nu mai vreau să mai vorbesc de Andra. Pui una într-o mână, pui una într-o mână și una într-o mână. Ce, pe mine nu mă înțelege nimeni.
That's it, friend? Yes.